Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Adrian Bazavan, cel mai frumos bărbat invitat până acum de la podcast. Ce faci, Adrian? Să trăiești, Alin. Îți mulțumesc, dar nu are dreptate cu asta. Ce-ți fac, frate? Veniți, beau o cafea la voi și să-mi pui întrebări. Ai zis că veniți? Am zis că am venit. Ai zis că ai venit. Mă gândeam că folosești perfect simplu. Mai folosesc din când în când. Ai tovarăși de pe zonă? În Oltenie, e ok. Am avut în facultate și m-am obișnuit cu asta. Și am înțeles de la voi că e bine folosit și... E contagios oricum. Uh-huh. Baza, că așa îi zicem noi că suntem tovarăși. Baza, zi-ne cu ce te ocupi. Wow, foarte interesant. Mai fi așa fermecător. Da, cu fitness și cu aerobic. Îmi place să zic că sunt specialist în fitness, dar oamenii ne spun instructori. Sunt specialist în fitness, antrenat o kinetoterapie, o facultate din asta și un master pe nutriție. Am 2 ani de când prezint la Convenția Internațională la Scandinavia, deci pot să mă numesc specialist. De care e diferența dintre specialist în fitness și instructor? Băi, din punctul meu de vedere... Din punctul meu de vedere. Na, acum trebuie să ne diferențiem și noi, cum fiecare în domeniul lor, exact. Când termin o facultate și ai un background de sportiv și termin o facultate de 3 ani, 4 ani cu master, cum e în cazul meu 2 ani de nutriție și 3 de kineto, îmi place să cred că pot să mă numesc specialist în ceva, că am un certificat, am o experiență în spate, am niște studii care pot să mă ateste, să mă ridice și să... mă consider specialist într-un domeniu. Practic ăștia instructorii sunt doar ăștia care fac cursul ăla la World Class? Instructorii sunt cei care fac un curs de 4 săptămâni, o lună și practic e baza domeniului, da, eu. Practic e baza începutului în domeniul lor, da? Până să ajungi să poți să te numești un specialist, îți trebuie și o experiență în spate și niște studii de specialitate mai sus decât poate să oferă un curs de 4 săptămâni. Și facultatea asta pe care ai făcut-o, a fost la UNEFS, nu? Și asta, adică voi la UNEFS acolo faceți tot felul de sporturi, nu? Nu faceți doar fitness. Păi tu practic ca să ajungi să poți să lucrezi în kinetoterapie unde pleci de la premisa că nu-ți vin doar oameni normali la modul un om care stă pe scaun sau e sedentar sau e frizer or something, te aștept să-ți vină și sportive. Așa că la facultate ne-au luat de la gimnastică, atletism până la fotbal, basket, handball, chiar și cred că acum, de după ce am terminat, eu băgat și rugby, dacă nu era deja, și chiar și șah. Șah. Păi și șah. Adică se studiază șahul ca sport, ca sport al minții, da. Ceea ce mi se pare pe de-o parte fun și pe altă parte nu văd aplicabilitatea. Da, nu, dar ești de acord cu chestia asta cu există sport al minții? Adică ce definește până la urmă sportul? Nu? Când zici sport nu te gândești neapărat la o mișcare, nu știu, fizică mai mult, habar n-am. Da, nici eu nu sunt de acord cu șahul. Adică e clar că, ok, Kasparov... Cumva îți îmbunătățește conexiunea ta cu... Practic să găsești mai multe variante într-un timp util, mai multe variante bune într-un timp util și îți deschide mintea, adică modalități de gândire. Dar când vorbim de educație fizică, sport la facultate, clar... Din punctul meu de vedere, ar trebui să se bazeze pe educație fizică și sport, mișcarea. Pentru că, până la urmă, dacă e să includem șahul ca sport al minții, de ce să fie asta singur? Că mereu când zici de șah, da, frate, sportul minții, dar toate sunt sporturile minții. Și șahul, și pokerul, și jocurile pe calculator, de ce da, nu? Da, vezi tu, e considerat ca fiind un joc al domnilor, un joc pe partea asta de... care vizează cumva oamenii cu un intelect ridicat. Da, știu, așa se consideră. Uite, deci... Și nu pokerul cumva
Da, e de golani. Insprimă, nu, exact, insprimă banii, inspiră oamenii, da, care vor să facă banii, golăneala asta, adică cel puțin așa se consideră, deci, de mase. Arată, ne arată Sergiu aici, tânărul Sergiu. Salut, Sergiu. Salut, salut. Ne arată că sportul, conform Dexului, e activitate fizică, a cărei practică presupune un antrenament metodic, respectarea anumitor reguli și a unei anumite discipline, bla, bla, bla. Uh-huh. Deci, în Dex, sportul este ceva... fizic. Eminamente fizic, cum îmi place nouă să zicem juriștilor. Dar da, nu, adică ok, dacă e să luăm așa șahul ca fiind sportul minții, poți să pui și jocurile pe calculator care... ca fiind sport. Da, e-sports, exact. Da, adică pe de-o parte, adică oricum la e-sports e faza că pe de-o parte ai jocul minții, că trebuie să faci o strategie, trebuie să te coordonezi cu tovarășii tăi și asta, și pe de altă parte trebuie și reflex, adică trebuie să fii... Da, mă, dar vezi tu, depinde cum privești partea asta de sport, că dacă o privești strict din punct de vedere fizic, da, ne referim la orice formă de mișcare organizată într-o echipă sau singur, care te supra-solicită pe tine fizic și te pune să dezvolți un lucru mecanic fizic, care angrenează întreg corpul. Dar, pe de altă parte, pot fi considerate jocuri în noua era asta tehnologică, și League of Legends și FIFA, pentru că tot e practic un efort, chiar dacă e un efort, da, psihic, poate fi încadrat în sporturi, că practic... Și acolo ăsta doar are un PR mai bun. Mă rog, nu mai are, dar... Nu prea mai are. Păi și, de exemplu, voi faceți... Ce vă să faceți și acolo la facultate? Băi, nu știu prea multe detalii despre asta. Fratele mi-a spus că fratele meu e în anul întâi acum. Urmează... Da, suntem doi de anul ăsta. Și mi-a spus, ideea pleacă de la premisa asta cu băgatul de șah în facultate, a plecat de la un simplu fapt că există la un NEFS locuri pentru sportivi de performanță fără admitere. Și acum... Veneau foarte mulți care erau campioni la șah și spuneau, păi stai un pic pe noi, de ce nu ne băgați? Pentru că și noi facem un sport. Mi se pare tare că șahiștii vor să se ducă la facultate de sport. Da. Îți dai seama, vezi pe ăștia de rugby cum merg pe acolo prin... Pe ce hol. Sport ai făcut, frate? Ce sport ai făcut? Șah. Da, fiecare își apără punctul și de vedere. Și dacă vine la tine unul cu o întorsă făcută de la șah, de la șah? A dat cu nebunul, prea repede cu nebunul. Băi, vezi că în cazuri izolate se poate produce. Știu oameni care, gen, am avut la, eu la sală mai fac și kineto când e nevoie. Dacă vine ceva la mine și zice, bă, am nevoie de kinetoterapie, automat îl iau și îl bag în sala de aerobic unde e mai liniște și mai privat și lucrez. De exemplu, am avut un doamnă doctor, nu îmi place să dau nume, așa că nu o să dau nume. Poate că, na, unii oameni te mai întreabă, că poate-i cunoscut în staff. Pe mine m-a ajutat mult promovarea. Ideea e că era medic de acupunctură și nu mai putea să ridice mâna mai sus de 90 de grade, chiar nici până la 90 de grade. Și nu putea să-și facă acupunctură? Adică nu ai voie să-ți faci ca specialist. Nu, un doctor nu poate să trateze pe el însuși. Bă, ești nebun, nu știam asta. Nu, n-ai voie etic. Când faci jurămintele alea, promit să tratezi oamenii și seriozitate și practic în tot jurământul ăsta e, din ce știu eu, și o mică parte unde îți promiți ție că nu o să faci experimente pe tine și că nu o să încerci să te tratezi. Da, frate, dar și ăla care a făcut prima oară operația de apendicită, am înțeles a făcut-o pe el. A făcut-o, săracu. Și Da Vinci a făcut pe alții și pe el, dar nu știe nimeni asta. Decât tu, că erai tovarășul. Exact. M-a sunat într-o și a zis, bă, să amână. N-ai de soară Leonardo da Vinci, o să am ieșit a sus. A trăit eu, da. O altă formă, da. Da, și nu putea, efectiv. Adică nu te-ai aștepta la un om care face practic mișcare cu mâna să nu poată să mai ridice mâna mai mult de 65 de grade, știi? Și asta prin prisma faptului că lucra foarte mult doar într-un anumit unghi. Adică stătea tot timpul cu mâna acolo și automat musculatura ta, nu știu dacă știți asta, nu știu dacă oamenii care te urmărești știe, dacă e o informație foarte bună.
când lucrezi un mușchi sau faci un anumit tip de efort doar într-un unghi sau în unghiuri apropiate, forța ta se dezvoltă doar în unghiurile alea. Da, da, da. Și pe alte unghiuri, da, pe alte unghiuri nu mai poți să dezvolți aceeași mișcare. Da. Și automat ea, lucrând foarte mult și în fiecare zi pe latura asta, fix în unghiul ăsta unde pune ea, unde punea acele și în aceeași poziție, restul mișcării din număr a devenit mai mult sau mai puțin accesibil spre mai puțin. Și faci un fel de recuperare și o pui să practic, exact, mișcări și masaje pe niște puncte de tensiune în mușchi și multe mișcare până începe din nou articulația și mușchii să reacționeze. Aici o chestie care mi-a atras atenția mai devreme, ai zis că e un medic care face acupunctură. Mm-hmm. E medic pe bune sau așa-și zice ea? No, sunt, adică, sunt, e o ramură a medicinei care se ocupă pe partea asta de reflexo. Da. Și adică te duci la facultate 6 ani, mai faci încă nu știu ce și... Cred că cumva e o specializare. Nu știu să zic sigur exact dacă ai posibilitatea să faci un rezidențiat sau ceva, dar am senzația că după ce termini facultatea și nu vrei să alegi o ramură de rezidențiat, nu știu exact 100% sigur, dar știu că ea este medic, a terminat medicina și a intrat mie pe... Mie chestia asta cu acupunctura mi se părea fake science, mi se părea așa o chestie... Și mie mi se păreau foarte multe fake science până când am ajuns să fac cursuri și să le conștientizez și una am citit acum un an și ceva, nu, chiar 2 când eram la master, prietenul meu a venit cu o carte la mine și mi-a zis, ia boss și citește asta. Și se numea Tratat pentru învățarea și corectarea deficiențelor de postură prin masajul pe puncte trigger. N-am auzit puncte trigger, eram în super șoc. Ce dracu sunt puncte trigger? Puncte trigger sunt niște puncte de tensiune pe mușchi care din cauza sau datorită mușchilor care practic tu dezvolți forță în mai multe planuri, știi? Mm. Și în musculatura asta se întâlnești niște vectori de mișcare într-un anumit punct. În punctul ăla se creează niște tensiune și practic face așa ca o bobiță, știi? Se inflamează mușchiul în locul ăla și se strânge tensiune, știi? Rămâne practic, ca să înțeleagă efectiv toată lumea, practic ca o mică umflătură în care prin acupunctură, prin masaje pe puncte trigger, practic ajungi și le nivelezi și te ajută practic în momentul în care se exact, în momentul în care aia se umflă, presează pe niște nervi și ți se radiază, de exemplu, dacă ai un punct trigger pe piept, poate să-ți radieze pe mână, pe brațe, știi, să zici, mamă, doare în cot și nu știu de ce. Poate nici nu vine de la cot, știi? Și ai așa, pentru asta se folosește acupunctura, eliberare de tensiune. Și chiropractorii ăștia sunt pe bune? Chiropractica e altceva. E rearanjarea osoasă. Da, adică, și, adică da, sunt pe bune. E, cum să zic, așa. E o chestie în America cu chiropractorii, chiropracticieni sau cum le zice. Chiropracticieni. Că ei își zic doctori. Dar ei nu fac facultate de medicină sau ceva ca să ajungă la chiropractor și gen rup gâtul la oameni pe acolo, mai mor. Prin propriu spus că îți rupe gâtul. Ideea e că e o linie fină între o execuție bună și una periculoasă. Da, și practic nu prea ai cum să o controlezi. Că dacă îți vine unul care are o deficiență sau niște excrescențe pe coloana vertebrală, că sunt niște osteofite care cresc cu, și se apar cu vârsta, știi, ai văzut oamenii cărora le trăznește gâtul sau au capul spre înainte, dezvoltă niște deficiențe și automat biomecanica nu mai e normală și te duci la un chiropractician care poate e la început sau poate n-are chef de tine, habar n-am, din vari motive, și tu nemai având o biomecanică foarte bună și nu mai sunt oasele în raport, s-ar putea ca printr-o mișcare mai puțin inspirată să te lase paralizat. Da, asta e problema, că ei, nemergând la medicină și ne făcându-ți teste înainte, radiografii sau habar n-am chestii din astea, ești expus la probleme. Și... Păi ești expus, mă, că ne lipsește educația. Și spune-și de ce ne lipsește educația. Noi de fiecare dată când vrem să facem ceva, gen au o problemă. Da? Mă doare umărul. Cred că ți-a întâmplat la sală să te doare umărul, da? Avem aici un pacient. Te doare umărul. Da.
Nu sunt foarte multe cauze pentru care te doare umărul, chiar sunt foarte puține. Mm-hmm. Ați auzit de coafa rotatorilor, da, faci niște mișcări greșite, îți inflamezi o bursă de lichid care ți apasă pe tendoane și te doare ca dracu. Mm-hmm. Tu te duci la sală și ai varianta să te duci la un instructor sau un specialist bun care să știe despre ce e vorba sau să te duci la unul care nu știe despre ce e vorba. Și să te ajute sau să te distrugă. Dar primul tău pas ar fi bine să constea într-o vizită la medic, medicul de familie, care să te trimită la radiografie și la RMN și cu alea tu să te duci la ortoped și ortopedul să-ți spună, da, uite, ai... Te presează pe coafa rotatoare, pe tendon, s-a umflat așa, e bine să te duci la kinetoterapie, la fizioterapie. Mm-hmm. Dar noi nu avem educație. Noi ne-am trezit cu o durere și îl zicem unu, ori lasă-vă că trece. Ori doi, this is or my life. Doi, da, exact. Mă doare, asta e viața, e greu, nu toți poate, știi? Așa trebuie să... Exact. Trebuie să învăț să trăiesc. Pentru că n-avem practic educația asta, nu ne-a spus nimeni. Bă, dar e pe de-o parte e educația, pe de altă parte e frica asta de mers la doctor, că... Că na, doctorul te taie. Doctorul te taie, spitalul arată nașpa... Băi, dar stai mă că n-ajungi în spital. Și asta tot de educație, părerea mea e că ține. Una e să fii în București aici, să te duci la Regina Maria și la Medsana și să... Și una e să fii în zimnicea la mine. Frumos. Și una e să fii în zimnicea, să te duci la băieții aia care... A, ce trecu, n-ai nimic. Iau aspirină, da, ia paracetamol. Ia, stai, spune numărul la loc. Băi, dar vezi, uite, și când te duci la doctor aici în București, da, foarte puțini sunt prosport. Adică, da, de exemplu, te duci și ai o durere de spate, da? Mm-hmm. Te duci și zici, ai contractură musculară, e adevărat. Super generic. Mm-hmm. Ai o contractură musculară. Unde, cum scap de anul? Dar primul lucru pe care ți-l spun, vin și zic... Du-te la kinetoterapie, nu te mai duce la sală, nu mai ridica greutăți mari în spate, nu mai te duce să te chinui pe la clase sau ăsta, du-te la kinetoterapie, pentru că noi nu avem cultura sportului, mă. Eu când am fost în viața mea în două orașe, în afara țării, fost în Berlin și în Londra. În Berlin și în Londra, am fost în weekend, evident, super șoc pentru mine că toată lumea era în parc și alerga. Da. Super mulți oameni. Dimineața, bătrâni, copii, maturi. Pentru că acolo se promovează sportul. La noi nu s-a promovat că n-am primit educație. Ce făceam eu când eram mic? M-a luat tata frumos și îmi dătea un șut în fund și zicea, hai, du-te la fotbal, dă-i drumul de aici. Da. Mă ceam și făceam sport, dar nu făceam un sport organizat. N-am învățat beneficiile sportului, n-am învățat efectiv nimic despre asta. Și acum când e nevoie să le știu, eu le-am învățat din fericire, că am fost la o facultate, că mi-a plăcut, că am făcut fotbal 11 ani, acolo la mine, la Zimcea, unde l-am făcut, și am ajuns să iubesc sportul și să înțeleg care beneficii. Dar, cât 20% din țara asta... Chestia e că ăștia de vârsta noastră, toți sunt bombardați cu chestii peste tot, că sportul e ok, că trebuie să faci sport și toți simt... Bombardieri, nu bombardați. Da, și toți simt cumva presiunea asta că, bă, trebuie să-mi duc la sală și pe toată lumea aud că, bă, da, mă, trebuie să-mi duc la sală. Și chiar dacă nu se apucă niciodată, măcar e presiunea asta. Chestia e că la ăștia, dacă treci de 35 de ani încolo, nimeni nu face sport. Adică nu știu dacă ai citit ce am scris eu la un moment dat pe Facebook, am pus un status. Și treaba asta cu sportul e cu duș întors. Că de obicei sunt foarte puțini care aleg să facă sport prin prisma dorinței lor și a faptului că ei sunt pregătiți. Că și treaba asta cu a face sport e ca într-o relație, man. Adică ca să ai o relație trebuie să fii pregătit să primești în viața ta un stimul, știi? Da. Fac o comparație că majoritatea înțeleg mai bine prin comparație. Și trebuie să accepti procesul și stimulul în viața ta și să fii pregătit să fie ideea ta și să fii dispus să urmezi. Că e practic e un cult și asta cu sportul, știi? Da. Dacă majoritatea ne apucăm pentru că ajungem să ne comparăm cu social media. E
n-ai cum să scapi de asta, ești inevitabil să scapi. Deschizi Instagram-ul, ai văzut toate postările prietenilor tăi și apoi dai pe search. Ce vezi pe search? Abdomene, poți vorbesc necenzurat, da? Da? Buci. Buci, orice cuvânt. Chiloței care ți intră prin toate locurile, băieței cu bicepsul mare și cu pătrățele și automat te pui... Da. În comparație cu ăla și te gândești, băi, trebuie să fac și eu sport, să te condiționezi aiurea, știi? Da. Când, practic, dacă noi am avea o cultură a sportului, ai pleca instant de la premisa, aleg să fac sport, nu trebuie, aleg eu să fac sport că vreau să fiu sănătos și vreau să, pe lângă sănătate, să primesc un bonus cum ar fi fizicul armonios. Dar noi plecăm de la premisa greșită. Vreau să arăt bine... Și mă duc și fac asta. Și stai o lună, două, trei, patru, cinci, n-ai aproape niciun rezultat și te faci o frustrare, o ancoră. Okay. Și data viitoare când o să te apuci din nou de sport, când poate ai mai multă nevoie, poate te lasă spatele, poate te-ai îngășat foarte mult și nu mai sănătos, n-o să vrei să te mai apuci de sport pentru că ai ancora asta în spate, da, și ți-aduce aminte că tu n-ai avut rezultate, deci ți-ai bătut capul, știi? Chestia e că... În principiu ăștia tineri care se apucă de sport, mi se pare destul de normal să vrea să facă sport ca să arate bine, pentru că na, la 20 de ani deja ești sănătos, știi, nu prea ai probleme la 20. Chiar dacă nu faci mare lucru, la 20 de ani n-apuci să te distrugi. Băi, eram foarte sănătos la 20 de ani, pe vremea când aveam noi 20 de ani. Să spun și de ce? Că noi nu prea aveam mâncarea asta proastă din ziua de azi. Am că la 20 de ani aveam și noi. Ce... Nu știu să zic. Adică... A fost acum 5 ani până acum. Acum 5-6 ani, dar gândește-te un pic. Așa. Cât de mediatizat era McDonald's când eram noi? Era la fel de mediatizat, frate. Nu era, frate, atât de mediatizat. Ba, când aveam noi bani să mâncăm. Eu mi-aduc aminte când mai treceam pe la Romană. Mm-hmm. Vedeam oameni care mâncau. Erau. Dar era terasa plină, arhi plină, ochii cum e acum. Ideea e că am devenit atât de angrenați în telefoane și în tot procesul ăsta și cumva ne ducem și căutăm să fim cât mai eficienți cu timpul ca să avem timp pentru restul prostiilor. Asta a fost întotdeauna cu timpul, că de-aia e ce fast food și de-aia toată lumea alege fast food-ul, că e lipsă de timp. Dar vezi tu, ideea și problema n-ar fi că se propagă rău, pardon, n-ar fi că nu e sănătos acum când ai 20 de ani sau 25 de ani sau 30. Ideea e că se propagă în timp și toată mâncarea și toată lipsa de sport te ajunge mai târziu, nu acum. E clar că dacă nu te obișnuiești de tânăr să faci sport și asta, să-i incluzi în viața ta și tot timpul să te gândești că na, e ca un fel de to-do list, trebuie să fie întotdeauna pe to-do list sportul și trebuie să vezi, bă, săptămâna asta, frate, n-am fost nici la fotbal, n-am fost nici la aia, ce fac? Adică, ce fac cu viața eu, mea? Deja, eu serios, în principiu toată viața am făcut un fel de sport și când mai am câte un concediu de ăsta de mă mai duc acasă și bag grătare toată ziua și ajung aici, da, mă simt aiurea, că simt că trebuie să mă duc, știi? Și într-adevăr asta ține de felul în care te formezi din cei mai mici ani. Da. Că acum n-o să vezi tu unul de 40 de ani care se apuce acum de sport și să fie... Depinde. Nu, într-adevăr, dar mai greu, știi? La modul că, arată e foarte mică. La modul că se simtă nevoia, știi? Nu să o ia ca pe obligație, știi? Și asta cu nevoia de sport mi se pare că începe să apară când vezi primele rezultate, știi? Când... Și nu neapărat mă refer la rezultate de când estetic. Când încerci să te simți mai bine. Încerci să te simți mai bine, când mai agil, când vezi că umpli altfel tricourile și... Da, 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 mai înțeleg. Eu lupt împotriva curentului ăsta. De ce? Dar, de ce ești împotriva curentului? Băi, viața e foarte grea atunci când începi să umpli tricourile altfel. De ce? Ce spun și de ce? Dacă, ce înseamnă? Adică, uite, de exemplu, eu am 1,85 și 82 de kg. Asta cu 1,85 și 82 de kg e...
E cea mai eronată formă de a te, de a te modela și de a te păstra între niște parametri. Noi avem senzația... Eu nu urmăresc să urmăresc niște parametri neapărat. Vreau să am pătrățele tot timpul și... Și să ai brațe și piept, și nu? Și brațe și piept, da. Păi, ideea vine în felul următor. Din punctul meu de vedere, eu asta promovez. Să te păstrezi acolo unde te simți cel mai bine. Că sunt oameni care vor 10% grăsime. Da, un exemplu. Pătrățele... Brațe mari, piept. Fiecare dintre noi avem niște filtre și fiecare dintre noi suntem individuali și individualiști și avem nevoie de lucruri diferite. Mm. Toată treaba asta cu umplutul tricoului sau am 1,80 și nu știu cât și trebuie să am atâta kilograme. Punctul meu de vedere, lucrează, te duci la sală, faci sport, așa văd eu, pentru sănătatea și pentru bunăstarea ta. Sportul produce endorfine, devii mai fericit, ești mai, mai multă încredere în tine, în staff. Exact. Dar, dacă tu ajungi să arăți într-un fel și să fii la 6-7% grăsime pe corp și să-ți fie viața foarte grea, că e foarte grea viața acolo, chiar imunitatea scade, energia ta scade, dar tu arăți extraordinar. Aici intervin niște, practic, eu așa le văd, frustrări din copilărie cumva, că poate ai fost bagiocuric, poate ai fost mic, poate n-ai arătat bine și acum cer să te menții acolo unde e destructiv pentru tine doar ca să arăți în exterior că ești extraordinar. Și eu încerc să demontez și să distrug chestia asta, că mie mi se pare că sportul ar trebui să te ducă acolo unde tu cu tine te simți cel mai ok. Da, sunt de acord cu asta. Vrei să fii un pic mai grăsuț? Fii un pic mai grăsuț, dar fii energic, fii sportiv, condiție fizică, fericire, te treci dimineața, sari din pat, vrei să ai brațe și piept? Du-te, frate, și fă doar brațe și piept. Eu mereu am mers pe premisa asta, că îi vezi pe toți că judecă, mă, n-ai picioare, nu faci picioare. Păi, don't care. Eu vreau brațe și piept, asta e ceea ce îmi doresc eu. Că pe de altă parte faci niște dezechilibre musculare, asta e strict treaba ta, frate. Exact. Și care e faza cu oamenii ăștia care încearcă din răsputere să se țină la 6% grăsime și distrug corpul și viața și tot programul și ăsta? Aici e un fel, e aproape un fel de boală mentală în sensul opus, e în sensul opus anorexiei, știi? Gen, femeile anorexice, se numește dismorfie corporală sau ceva de genul, body dismorfia. Astea, la fel cum astea anorexice se văd grase și simt nevoia să mai slăbească, așa e și cu ăștia, simt nevoia să fii mai mare animal, mai străiat. Da. Și asta vine tot de la comparația cu alții care sunt în domeniu, că asta nu prea înțelegem noi. Exact, asta e faza, că se compară cu ceilalți din domeniu, se compară cu ceilalți de pe Instagram, dar dacă te duci la termen într-o zi normală și îți dai tricou jos, ești de departe mult mai șmecher decât toți ceilalți de acolo. Mult mai șmecher, ca așa te vezi tu, știi? Da, mai statuie, știi? Da, așa asta e. Mă, când o să ne reușim să... Da, nu, stai puțin. Zi-mi, te rog, care e chestia? Că, deci tu ai zis că asta cu 1,85-1,82 de chile e... E eronat. E eronat? De ce mai exact? Păi, uite, de exemplu, te întreb câte kilograme dai tu. Uitându-te la mine, așa, nu tipicul instructorului, clar. Ai 75. Am 83 de chile. Ai 83? 83 de chile. Forță. Dar de ce? Kilogramele... Și oamenii zic că ai oase grele. Da, ai oase grele. Nu există așa ceva. Scheletul uman cântărește, hai să zicem, la ăștia giganți, 5 kg și ceva. Serios? Adică, hai să zicem, poate mai mult. Poate mă înșel eu, dar nu foarte mult. Adică, diferența între unul de 1,80 și unul de 2 metri, să zicem că ar fi un kilogram și ceva. Cel puțin așa știu eu din informațiile mele. Dar hai să zicem că ar fi 7-8. Ideea e că nu diferă foarte mult în kilograme. Ce cântărește foarte mult e masa musculară. Da. Și masa musculară poate să fie densă, gen hipertrofia aia strict pe fibra musculară, nu se îngroașă exact, nu se îngroașă foarte mult fibra musculară, dar ai foarte multă forță, ești foarte atletic. Eu, de exemplu, în prezent încă scot 5,3 secunde pe 50 de metri. Și dacă te uiți la mine pe stradă, așa ceva? Da, am scos 5. Mort, și fratele meu scoate, cred că, sub 5 în prezent. Flash! Bă, flash cu baza vaniște! Ideea e că eu m-am antrenat și am făcut fiare. Fiare. Primul contact, 17 ani, fiare.
Dar ajungi când descoperi să mai mult din sport, să vrei să te antrenezi. Eu mă antrenez pe mișcările uzuale. Gen să mă plec, să sar, să mă deplasez. Când sari în viața reală vreodată? Crede-mă, când le explic clienților la sală cum să fac un exercițiu, sar destul de mult până fac. Știi? Și pe mine mă interesează. Și mă antrenez de așa natură. Iau o greutate în mână, încerc să cobor cu ea în cea mai scurtă fandare posibilă. Să sar cu o greutate pe o cutie, să mă deplasez cu pași laterali, să fac rotații de trunchi ca să n-am probleme cu coloana, știi? Și automat nu mai am o masă musculară evidentă, repere musculare. Dar densitatea musculară și fibra musculară se dezvoltă. Poți spune mâna? Nu pot spune mâna. Prețiosă. Ideea e că ajungi să cântărești foarte mult fără să fie foarte vizibil. Da, da, da. În schimb, ăștia care se dezvoltă foarte mult și sunt foarte evidenți au un alt fel de creștere musculară, se numește sarcoplasmatic, cu acumulare de sarcoplasmă, un lichid care se găsește printre fibrele musculare și care hrănește fibra musculară. Și ăla se acumulează. Tu dai damage fibrei musculare, trebuie să o refaci, mănânci, lichidul ăla crește în volum, da, ești mai hidratat, ești mai mare, dar se și pierde foarte ușor. Da. În momentul în care te lași de sală, ai văzut că simți că te desumfli. De fapt, nu mai ai nevoie de lichidul ăla, nu mai ai nevoie de masa aia musculară crescută și corpul le trage înapoi și le liberează. Că corpul nostru e o mașinărie foarte smart. Gen, el vrea să consume cât mai puțin posibil. Gen, tu ai făcut sport, da? A trebuit să-ți adapteze, că tu psihic ești montat, frate, eu vreau să rup vara asta șeful lor. Ce te faci atâta ba și ceva frumos? Că, na, se bagă. Se bagă. S-a dus vara, tu te-ai relaxat, ai avut 30 de gagici bune, te-ai întrăcostit de una, te-ai rămas cu ea, a fost ultima, ai întâlnit-o în vamă. Gata, ți-ai făcut treaba și te-ai lăsat pe tânjeală un pic și ai revenit la forma ta anterioară. De ce? Te-ai adaptat, ai crescut, te-ai adaptat la stres, dar nu mai ai nevoie, nu mai ai nevoie de ăla. Și te-ai întors fix înapoi unde erai, ba cu un pic mai multă grăsime, cu puțin mai mulți mușchi și ce crezi că intervine? Semidepresia. Te vezi în oglindă, te adâncești, te duci iar, te întorci în masa aia muscular nebună. De asta am zis și gagica aia din exact. De asta am zis că e cel mai bine și cel mai sănătos să alegi să te antrenezi pentru ce ai tu nevoie. Da. Strict. Care sunt obiectivele tale și ți le-ai atins și te păstrezi acolo. Da. Dacă obiectivul tău e o vară, pentru o vară o să fii. Bă, da, dar vezi, uite, aici depinde și foarte mult că de cum sunt oamenii genetic construiți. Eu, de exemplu, eu glumesc mereu că fac doar brațe și piept la evident, sală. Evident, faci și picioare cu atâta pe lună. Nu, nu, picioare nu fac, nu, fac okay. nu mă chinui cu picioarele nu că se vede. N-are rost. Dar am noroc să am de la natură niște gambe super ok. Și asta clar un noroc ior. Și îmi cresc brațele foarte, foarte repede fără să fac mare lucruri alea. Adică eu fac, chiar, eu fac pe okay. săptămână maxim două serii la brațe. Două serii de gantere și bară. Și uite, frate, nu se mai oprește din crescut. Nu oprește, frate, uite-te la mine. Intră pe lateral așa. Adică, na, depinde și cum e fiecare. Adică eu, ca să rămân la 82 de kg, eu trebuie să mănânc mult. Okay. Să mănânc foarte mult. Aici, de asta ziceam că este duș întors. Da. Când crești în kilograme, crește și nevoia de alimentație, calorie. Dar calorii pline, nu goale, nu gogoși. Gogoși le spun pe burtă, avocado spune pe mușchi. Glumesc, nu spune pe mușchi, dar ideea zi. Am eu o întrebare. Ai spus că te antrenezi pentru o anumită vară, să ajungi într-un anumit punct și după care te vei întoarce la normal. Corpul tău suferă pe baza asta, în interior? Depinde cât de rapidă e transformarea și tu practic stres creezi o bază. Tot procesul e ca o piramidă. Dacă vrei să fii sănătos, să ai o creștere sănătoasă și să nu suferi niciun șoc, trebuie să formezi o piramidă cu o bază foarte puternică. Gen, să începi un macrociclu, așa se numește, pe un plan de antrenament un an. S-a trenat vara, la vară vreau să fiu super, încep din
ce mă după vară? Toamnă. Încep din toamnă cu un proces de antrenament. Creez o bază. Cresc în masă musculară, apoi cresc cantitatea de carbohidrați, mă îngraș pe timpul iernii, unde avem mâncare mai grasă, unde simțim nevoia să mâncăm mai mult, că așa e corpul, să te adaptezi la frig, știi? Da. Crești, apoi în primăvară începi să slăbești, mănânci carbohidrații necesari pentru tine zilnic, mănânci grăsimile necesare, o cantitate de proteină mai ridicată, începi să slăbești, vara automat mănânci de sezon și ajungi să arăți destul de bine. În momentul ăla, poate că o să iei o pauză după vară de o lună, două, trei, dar nu o să dispară calitativ de pe tine foarte mult. Știi? În schimb, dacă tu ai construit baza asta, da? Ai o bază, ți-ai luat o pauză de o lună, două, nu o să pierzi foarte mult din calitate. În schimb, dacă tu după vară stai, te duci, bei în cluburi, mănânci prostii și te trezești în martie și zici... La vară vreau să arăt bine. Vii frumos, e injecția cu testosteron, cu nici nu le știu cum dracu se numesc. Dracu se numeau steroizea. Aveau niște nume amuzante, nu le mai știu. Mă rog, niște testosteron și derivați. Crești foarte repede, testosteronul e anabolic, masa musculară îți crește, nici trebuie să faci antrenamente extraordinare. Faci un tratament de revenire ca să-ți mai funcționeze apoi instrumentele producătoare de copii și crești într-o masă musculară foarte rapid și la final când te-ai oprit scazi foarte rapid pentru că nu mai ai nicio bază, niciun fel de densitate musculară, corpul tău, pentru că l-ai dus la un nivel extrem, el o să încerce să adapteze, dar e foarte greu să faci o adaptare într-o lună, două, la ceva ce nu-i natural. Toate mecanismele tale de sinteză a energiei, nevoia de energie, imunitatea ta, vor fi practic date peste cap. Iar corpul tău, când ajunge în punctul ăla de expansiune maximală, în momentul în care te vei opri, el va vrea să te întorci la normal în funcțiile tale optime, știi? Adică suportă un stres, dar se adaptează treptat. Okay. Treptat. Dacă trebuie să adapteze brusc, nu e o adaptare totală. În momentul când te oprești, revii la loc. Okay. Sergiu, cât mai avem? Că... Suntem la 36. 36, no. Perfect. Hai să vorbim despre fotbal, că te-ai apucat și de fotbal acum. Da. Zi-mi ce faci cu fotbalul. Băi, e o poveste super veche la mine cu partea asta cu fotbalul. Am jucat la Dunărea, zi-mi ce, la noi. Am jucat acolo, nu pot să zic că am făcut vreo performanță, dar pot să zic că am făcut niște antrenamente de sportivi, am jucat puțin și meciuri oficiale. Ideea e că am cochetat, aveam destul de mult talent, au vrut să mă ia la Alexandria, au vrut să mă ia la Oțelul, dar tata nici nu a vrut să discute despre lucrurile astea, a zis, din start tu trebuie să înveți, ai un creier mare, eu am avut un creier mare, du-te, învață, fă ceva cu viața ta, fă-te polițist. Ai un creier mare, da. Fă-te de polițist. Exact. Și am renunțat la idee. Am venit în București. În anul întâi am dat niște probe la Sportul Studențesc aici în spate la voi. Le-am luat. M-am dus, le-am zis că eu mă duc acasă 200 tăni, că era ziua mea. Am făcut hepatita. Am căzut psihic, m-am dus la ei. Mi-au spus că n-au ce să îmi facă pentru că eu șasele nu mai aveam voie să fac sport. Zăbisem 15 kg. Da. Și mi-au zis, n-am demonstrat nimic, aveam înțelegere cu ei să joc la junior, că încă mai puteam să joc, dacă dau 10 goluri la junior, mă băgau la echipa mare să mă antrenez cu ei și vedeam de acolo. Și am fost foarte dezamăgit, am intrat într-o mică depresie. După ce am intrat în depresia asta, am ieșit relativ repede, am intrat în fitness, am mers toate bine și într-o zi mi-am adus o aminte, zic, bă, mie îmi place fotbal. Și am scris pe Facebook, bună ziua internet, știm că avem antenuțe bune și sunteți oameni minunați și eu sunt om minunat și vreau să pregătesc fizic o echipă de fotbal sau de orice echipă de sport, dar mică, știi? Mi-a scris pe vremea aia un tip că au înființat o echipă nouă, FC Titan București, v-am dus la ei. I-am pregătit fizic, după vreo lună și ceva, foarte mulți dintre ei slăbiseră, aveau o condiție extraordinară fizică, începusem să câștigăm meciuri. De ce le-ai făcut?
practic făceam antrenamente specifice cu ei pentru fotbal. Circuite de efort, ne antrenam, îi antrenam foarte tare să fie foarte capabil pe ultimele 30 de minute atunci când se acumulează acidul lactic în musculatură și lucram cu ei foarte mult pe izometrie, de exemplu. Da, puneam genuflexiuni în plank, în chair și apoi puneam să sprinteze, să alerge cu mingea la picior, să sară la cap, pentru că încercam să îi epuizez foarte mult muscular și apoi să-i oblig, practic, între ghilimele, să facă efortul specific fotbalului, știi? Circuite foarte multe pe să le cresc capacitatea de efort, antrenamente specifice cu sărituri peste garde, plasări în zigzag, schimbări de direcție, condus mingea în viteză, apoi sărituri, burpees și apoi șut la poartă ca să-și valorifice potențialul ăsta de a, știi, a alerga foarte mult cu mingea și ai văzut că la final unii nu mai au forță să tragă, că se întâmplă și în Liga 1. Și lucram foarte mult cu ei pe partea asta de final de meci. Și ei în ce ligă erau? Liga 5-a. M-au început de și foarte jos. Și cineva de la Liga 5-a din țară de acid lactic? Nu știu. Nu știu. Mai am câțiva colegi sau cunoștințe, nu știu cum să le zic, de prin facultate, care au mai cochetat cu asta. Am aflat că încă un prieten de-al meu mai pregătea o echipă de fotbal tot așa. Ideea e că se cunoștea diferența pe efort la noi foarte mult. Ce nu se cunoștea la noi, erau obișnuiți pe teren mare. Și ne lipsea foarte mult finalizarea statul în teren, dar se închega o echipă când, evident, certuri între antrenori și conducere și noi am luat decizia să ne mutăm toți la o altă echipă, la Sportul București, unde cumva antrenorul de acum nu prea e adeptul pregătirii fizice. Și ușor, ușor eu m-am dat un pic înapoi pentru că am văzut că acolo nu prea mai e... Adică antrenorul nu e adeptul pregătirii fizice? E. Adică ce faci? Am ajuns acolo, îmi dătea 20-30 de minute să-i antrenez. Ce puteai să faci? Că mai mult le dătai pauză între exerciții. Da. Merge mai mult pe tehnico-tactic, merge mai mult pe șuturi la poartă, pe pase, pe școala veche. El a jucat și prin la național, am înțeles, un om extraordinar, un sportiv extraordinar, încă la vârsta lui, cred că are aproape 50, ceva de seamă cu Hagi or something, dar școala veche. Eu plec de la premisa că meciurile se câștigă pe condiție fizică, mai ales în Liga 5. De exemplu, nu sunt un fotbalist, cel puțin nu mai sunt în momentul ăsta. Nu știu dacă am fost vreodată, eu așa credeam, extraordinar pe tehnică sau pe partea asta, dar pe condiție fizică și pe viteză fac diferență. Drept urmare, a avut un meci cu cei de la Benfica, noua generație, și la pauză era 3-1 când am intrat eu cu fratele meu și avem un atacant foarte bun, dar joacă și el la noi, și s-a cunoscut instantaneu diferența. Pentru că noi, și foarte capabil fizic, ca condiție fizică și pe viteză, am schimbat imediat meciul din Benz și s-a terminat 10-1. Și frate, tu joacă în bandă? Da. E cu Bășica, nu prea știe el așa extraordinar, dar pe viteză îi da mingea și acolo. Înainte scădă mingea jos, știi? Și asta, cred că ăsta e viitorul, după cum ați văzut și la televizor în Liga Campionilor. De exemplu, Liverpool cu Sané și cu Mané și cu cu Salah i-a distrus pe aia pe Benz, pe condiție fizică, că au dat ei 3 goluri mai norocoase așa, mai cu un talent ca lui Messi, da. Dar dacă îl scoteam pe Messi din joc, cam altfel ar fi stat lucrurile, tocmai pentru că se caută jucători de viteză, pregătiți fizic, foarte anduranți, și în ligile astea inferioare și în astea superioare la noi important sunt banii, câți bani se fac, nimeni nu mai caută școala nouă, sunt aceiași antrenori care se plimbă la toate echipele, știi, și cumva mie mi-ar plăcea să fac performanță în domeniul ăsta, dar te cam izbești de niște lucruri. Bă, da, la noi e clar că e mai greu să faci performanță, că nu se investește în fotbal, toată lumea vrea să scoată bani. Nici trebuie investit, cât lii pe unul ca mine care e pasionat
și îmi place să citesc despre asta și mă interesez pe nutriție, pe sport, pe pregătire fizică specifică. Da, dar tu înțeleg mecanismele, nu, și cât o să nu sunt să doar faci, da, cât o să faci asta gratis până la. Nu o să o faci gratis, dar chiar cred că pot să mă plătesc în prezent mai bine decât câștig eu acum, fără ca pentru ei să însemne un efort foarte mare. Adică eu câștig bine, dar nu atât de mult încât să pun o problemă pentru echipă din Liga 2. Și sunt unele echipe în Liga 2 care nici nu au preparatori fizici. Da, sunt convins. Adică noi mergem pe lasă-mă că merge așa, vedem unde duce. Eu am tot vorbit la podcast cu orice ocazie când venea vorba de chestia asta. Și vreau să te întreb și pe tine. Crezi că în fotbal la nivel înalt e așa cineva care nu e asteroizi? Adică tu, fii atent, tu... Nu știu dacă steroizi. Substanțe interzise. Eu spun EPO, de mine. De EPO. E o chestie care efectiv te ajută să te poți antrena mai mult și să te recuperezi mai repede. Adică, știi? Practic, sinteza energiei mai rapid. Mult pe creatină, probabil, niște hormoni anabolizanți. Da, exact. Deci tu cam cu asta te ocupi. Tu te ocupi de sportivi și cam știi cât poți să reziste și cât poți să ducă și cât poți să tragă un om. Păi, crezi că uitându-te la Champions League, la cel mai înalt nivel, la Real Madrid, la Barcelona, la Liverpool, vezi cum aleargă tot timpul, 90 minute în continuu, faze rapide. Crezi că un om poate să ducă asta în mod natural? Nu. Ok. Nu. Răspunsul meu e sincer, nu. Spun și de ce. Așa. Fac o paralelă foarte mică și poate cumva tras de păr. Văd pe fratele la 19 ani. Un exemplar de bărbat și de sportiv fantastic. Un genetic... Ți-am zis, voi omul... din neamul Bazavan. Nu, el, eu... Dar el e extraordinar. Deci din el poți face efectiv un sportiv de performanță. Dar o să ajungă la un platou. Da. De unde nu o să mai poată să mai treacă. Și o să ia suplimente naturale. O să se ducă la alt platou. Dar cu toată condiția lui fizică din prezent și cu, să zicem, că a luat proteine, aminoacizi, creatină, în staff, în minutul 120... nu o să poată să-ți bage un sprint de 90 de minute. De 90 de metri. Normal. Și de băgat îl bag, dar nu la viteza aia de potențial maximal. Da. Și automat vin specialiști ăștia de la Liverpool, Real Madrid. Gândește-te că ăștia au echipe de doctori. Normal. Care te bagă în laborator și trag niște sânge din tine și prin sângele la ei văd niște gene și niște părți din tine și își dau seama unde și cu ce ai funcționa mai bine. Și ba mai mult de atât, îți face un steroid sau un drog specific pentru tine. Exact. Da, poate da. Nici nu bagă testosteron sau ceva. Că poate stai bine acolo. Da, exact. Dar îți găsește un aminoacid care e foarte bine absorbit de către tine, exact. Sau cantitățile mai mari de aminoacizi, sau te ajută să, prin alimentație, că ei văd câte globule roșii ai, transport oxigen și nutrienți la sediul celulei unde se produce energia în staff, și te ajută prin alimentație, sport, somn, că există și doctor de somn, să crești cantitatea celor roșii. Da, frate, nu mă gândeam la chestia asta. Că adică nu neapărat trebuie să fie un drog. Sau un steroid. Dar vede unde e potențialul tău foarte mare și te ajută acolo. Și automat unul care are, nu știu, un număr de celule roșii, da? Normale pentru el. O să poată să facă un anumit tip de efort și atât. Dar ăla ți-a mostre de sânge, se uită, vede ce ți-ar trebui, ți-a țesut muscular, vede cum se regenerează, se face spirometru, vede cât pot plămânii tăi să ducă și automat te dezvoltă în direcția aia. Nu trebuie neapărat să fie drog sau steroid, dar ești sub atât de bună monitorizare încât ăla vede, tu ai un debit pulmonar de nu știu câți litri, știi, de oxigen. Da. Și se gândesc foarte mult în legătură și în strânsă legătură cu sângele. Dacă reușim să stimulăm să facă mai multe celule roșii,
și să-i mărim capacitatea de inhalare a oxigenului, s-ar putea să aibă o performanță sportivă mai sus. Și, uite, și intră aici, pe nișele astea. Aici mi se pare mie că se face diferența între fotbal. Adică fotbalul de la noi și fotbalul de afară. Da, absolut. Că până la urmă și n-avem talente. Și noi avem talente. Și noi, talentul e... Aia zic, și noi avem talentul. Dar în momentul în care te întâlnești cu unul care îți aleargă 90 de minute de ture și astea... Cu Kante, cum îl cheamă. N'Golo Kante, da. Ăla care n-are plămâni. Da, și dai peste ăștia și ce faci? N-ai ce să faci. Și de asta ziceam că înainte, când nu exista medicina atât de avansată pe chestia asta și practic toată lumea era la același nivel cu fotbal, conta cât de mult te duceai tu să alergi pe dealuri cu săculeți de nisip la picioare. O să-ți povestesc ceva după termen. Da, și în momentul ăla, da, frate, era talentul și munca și cam atât. Pele, Maradona. Da, Pele, Maradona, exact. Hagi Popescu. Că Hagi și noi, Dobrin ăsta de la aveam noi. Că de-aia am ajuns noi în 94 până unde am ajuns la Cupa Mondială. Seturi. Da, dar acum când pe ei monitorizează și știu câte globule albe au în corp și al nostru fumează 3 pachete de țigări pe și zi. Bea până la 6 dimineața. Vezi, Tamaș, că nu joacă fotbal. Da. Ideea e că mă uitam la o discuție TED. Cred că ne-ar trebui și nouă în țară, nu știu dacă nu sunt deja. Avem. Facem noi un TED Talks aici. Da, facem TED Talks. Băi, specia umană n-a evoluat atât de mult de acum 100 de ani. 100 de ani, clar, nu? Dar au evoluat echipamentul și foarte puțin modalitatea de antrenament, că nu are o incidență atât de mare. De exemplu, viteza nu poți o crești gen cu 0,2 secunde, 0,3 secunde nativă și ține de pârghiile musculare. Adică, nu, nici măcar de fibrele musculare. Nu, foarte puțin de faptul că poate ai mai multe rapide și mai puține lente. Ține decât de distanța de la originea musculară, de exemplu la quadriceps, de la spina iliacă de aici de pe bazin până la protuberanța asta tibială anterioară. La unii e mai jos și poate să dezvolte un efort mai mare și o viteză mai mare și un pas mai mare și o propulsie mai mare. Mm-hmm. N-ai cum să mai crești la viteza mult, doar prin antrenamente foarte puțin. În schimb, de exemplu, alergătorii de prin 1920-40, primii ăștia pe 100 de metri, scoteau peste 10 secunde. Mm-hmm. 10-40, 11. Da. Dar alergau prin, cum se numește, zgură, cenușă arsă și cu nu știu ce. Aveau atidași mai proști. Aveau părul mare. Aveau tricouri proaste. Da. Și vine Bolt cu, cum se numește, suprafața aia de alergat când scapă acum, de tartanul ăla sau ce e. O ghete cu cuie, cu un fizic efectiv făcut pentru sprint, pentru asta, da. Cu tehnici dezvoltate de alergare și cu tricouri adaptate la tipul de efort, logic că scade cu o secundă. Eu am auzit o chestie așa, de la un tip care, om de știință de asta, care a fost invitat la Joe Rogan și zicea că oamenii de știință și-au dat seama că ar putea să îmbunătățească viteza, de exemplu, prin deadlift-uri, dar doar pe pozitiv, știi? Pe negativ îi dă drumul la bară, știi? Ca să nu se facă mușchiul mai mare, ci doar să facă forță. Tu vorbești de sprinter? De sprinter, da. Orice sportiv de performanță care se antrenează pentru viteză și viteză de reacție, trebuie să lucreze pe forța explozivă, pe fibrele rapide. Da. Pentru că tot un sprint ține de plecare și de capacitatea de susținere. Un sprinter nu expiră niciodată pe 50-100 de metri. Mai că nu expiră. Nu expiră. Nu dă. Ca să prinzi cea mai mare viteză, nu trebuie să respiri. Deci stai puțin, tu spui mie că face 100 de metri pe aceeași respirație? Adică, nu, pe aceeași inspirație. Adică inspiră asta? Și pleacă. Faci 100 de metri și după aia respiri. Băi, sunt 9 secunde. Dacă apucă să mai... Gen, hai să zicem că îl expiră, dar alt inspir... Opa, nu-l mai prins. Nu mai prins. Păi sunt 9 secunde, 10 secunde.
Stop. S-a terminat. A, nu știam ce se spune. Este efort anaerob. Totul e pe rezerva aia de ATP-CP, știi? Și asta, un sprinter extraordinar, e ăla care se adaptează atât de mult încât rezervele lui de acid adenozit trifosforic și de creatin fosfat, ca așa se numesc, da, astea, le știm, durează cât mai mult, știi? Adică te adaptezi strict pe tipul ăla de efort. Și noi avem sportivi extraordinari în țară, dar nu-i valorifică nimeni. De exemplu, iar nu o să dau un nume, dar e o persoană destul de influentă de la noi din țară. Am ținut un seminar de nutriție pentru o domnișoară de 14 ani din lotul național de gimnastică, care e un copil ce se dezvoltă total normal, doar că e mai înaltă ca părinții ei și se dezvoltă mai rapid un pic, ca să slăbească, pentru că în lotul de gimnastică se spune că e un pic prea mare. Mare, dar e normală. Celelalte sunt prea slăbuțe pentru vârsta lor, știi? Oricum la gimnastică trebuie să fii destul de scundă. Da, ascultă un pic. Și mi-au spus ce le dă de mâncare. Lotul național de gimnastică. Gem, pâine, parizer. Să mor tu că dă parizer la lotul național. Da, jnițele, and stuff. Numai, de aici nu mai are rost să mai zic. Parizer, mai convins. Deci, tu îmi dai mie ca sportiv de performanță unghii, mațe și ce mai pui în parizer, umami și faci pasta aia. Cum vreodată în viața noastră putem să facem performanță cu parizer? Mi se pare extraordinar. Băi, lotul național care concurează, ajung să concurez la Olimpiadă în 2-3 ani. Parizer. Parizer. Eu cu 2 ani de nutriție, care sunt la 5% din nutriție, am reușit să o ajut mai mult, doar că îi se cere să slăbească rapid și nu e sănătos. Și i-am și spus mamei, părerea mea, punctul meu de vedere, și vă sfătuiesc sincer, nu o mai forțați, sau dacă nu o forțați, ajutați-o să conștientizeze că gimnastica nu mai e pentru a intra pe alt sport. Nu mai distrugeți copiii lăsându-l la un lot național unde îți dă parizer. În primul rând chestia asta și în al doilea rând că dacă tu nu poți să te menții natural sau, mă rog, fără eforturi prea mari la o anumită greutate, e clar că începi să nu mai fii ok pentru sportul ăla, pentru că întotdeauna o să dai de sportiv care pot să facă chestia asta și o să ai un dezavantaj clar față de ei. Da, ideea e să te uiți la copilul tău, să-ți dai tu seama dacă ești mai mare, ce ți s-ar potrivi. Da. Chestia e că, na, e destul de greu pentru cineva care a făcut gimnastică toată viața, pur și simplu să se lase de gimnastică și să se apuce de kickbox. Și, deși, mă rog, sunt multe chestii care te ajută. Depinde foarte mult de motricitatea ta. Că tot sunt cu the motric god. Da, da, da. Depinde foarte mult de cât de motric ești. Nu știu dacă să le explicăm spectatorilor motric tăi. Motric, adică practic atletic ești, inclinație spre... Motricitatea este viteza și capacitatea ta de a învăța o mișcare nouă într-un interval de timp dat. Mai lung sau mai scurt? Cu cât e mai scurt, cu atât ești mai motric. Cu cât e mai lung, cu atât ești mai amotric. Știi? Da. Dacă ai un background sportiv, ai făcut de mic, îți e foarte ușor să treci la 20 de ani de la handbal la kickbox. Da, da, da. Uite-mă pe mine, care în viața mea n-am dat un pumn. Singura când m-am bătut cu un coleg de-al meu, am dat cu capul la școala generală. Dar n-am dat în viața mea un pumn. Și acum am ajuns la o formă acceptabilă de lovituri la clasa aia pe care o fac eu la Fight Club. Adică mă uit pe videouri și sunt acceptabil. Da, da. Adică n-am o tehnică de apărare, de exemplu, dar de atac e bună, sunt, știi? Așa sunt și eu, frate. Adică... poți să o faci, depinde ce background ai de sportiv. Da, nu, am observat că și eu stau destul de ok la capitolul ăsta când am început să fac MMA la facultate și, adică, din nou, nu eram capabil și nici acum nu sunt capabil să mă apăr de o lovitură sau să iau un pumn ca un bărbat.
Dar era clar că puteam să învăț mai repede ca alții loviturile, știi? Și am văzut că foarte mulți în UFC acum vin din, mai ales ăștia heavyweights, ăștia mari, vin din fotbal american, știi? Sportiv toată viața, mișcări, știu să ia lovituri împreunată, știu să imediat. Ia rezistenți la brain damage. Și într-adevăr, ajung, chiar dacă se apucă la o vârstă mai târzie, ajung niște luptători mediocri, chiar spre ok, okay în FC. Sergiu, cât timp avem? Suntem la 59. 59 de minute. Hai să vedem cu ce încheiem acest podcast minunat și că a fost mai bine decât mă așteptam. Mulțumesc frumos. Am multe de spus. Păi cu ce să închidem? Eu întotdeauna am dat sfaturi și vreau să le dau sfaturi și oamenilor care se uită la tine și ai mei care o să uită la mine și la tine. Să conștientizeze că sportul este singurul drog legal care o să-i ajute pe ei să se simtă încrezători, pentru că produce endorfină și endorfina e ca un drog. Hormonul fericirii. Cu cât faceți mai mult sport, cu atât o să aveți mai multă încredere în voi, cu atât o să fiți mai stăpâni pe voi și cu atât o să fiți mai sănătoși și o să transmiteți energie pozitivă în direcția aia, dar dacă o să luați decizia să faceți sport, încercați să faceți sport pentru că voi ați hotărât, sunteți pregătiți să acceptați ideea în sine, da, cu tot. Și că nu vreți doar să faceți brațe și piept, să flexați la mare ca mine la vară. Vă spun eu de la un om care arăta și bine, foarte bine, și care acum nu mai arată atât de bine, mă simt extraordinar în pielea mea. Este un powerhouse. Exact, mă simt extraordinar în pielea mea acum, cu forma pe care o am și modul în care mă simt, decât atunci când aveam 85 de kg și eram de două ori mai mare ca forță. Și cu asta s-a încheiat Casual Friday Podcast. Mersi tare, Baza. Drag, man. Ne mai întâlnim, că a început să-mi plac. Ne mai întâlnim. V-am pupat, pa. Ciao.